Și în continuare o să vorbim despre automatizări. La final o să vorbesc și eu strict de flux de automatizare a vânzărilor și cineva vorba de Facebook Messenger și nebunii. Sunt prezent, e ultima prezentare. Până atunci să-l invit pe Bogdan, colegul de la Frisbo, să ne explice cum putem face e-commerce fără propriu stoc în casă, cum ajută warehouse-ului să automatizăm treaba asta. Mersi mult, Cosmin. Vorbesc puțin până. Vorbesc puțin până, da. Da. Bună seara. Într-adevăr, felicitări, Cosmin, și felicitări tuturor, adică sunteți extraordinar de mulți în sala asta, în seara asta. Și mă bucur să văd. Numele meu e Bogdan Coceriu și eu sunt în business-ul de fulfillment. Văd că a apărut aici pe ecran. Mersi. În față, adică aici. Da, și cu asta dau... Mă descurc. Cine din sală știe ce e aia e-fulfillment, ca să știm de unde începem? Super. Deci asta este cea mai bună veste din ultimii ani, pentru că acum câțiva ani, când am început domeniul ăsta, țin minte perfect, am fost la prima conferință și culmea era o conferință pe logistică și cuvântul ăsta pe care l-am pronunțat atunci era un cuvânt complet nou în sală. Adică era... Da. Unii chiar mi-au dat cumva meritul că l-aș fi inventat eu, ceea ce nu e adevărat, este un termen inventat de Amazon. Deci nu e nimic wow în ideea de e-fulfillment, ci înseamnă pur și simplu externalizarea logisticii în e-commerce. Da? Și am întreb, nu neapărat cine are produsele de e-fulfillment, dar cine are logistica externalizată, adică nu are propriul depozit, proprii oameni care fac picking și așa. Ok, deci sunt câțiva. Bun. Lucrurile astea evoluează, le urmăresc așa în an, dacă se întâmplă sau nu. Și atunci o să începem așa, probabil cu riscul să fiu ușor didactic pe subiectul ăsta, cumva fulfillment-ul consider încă un domeniu care abia crește, nu în România, în zona asta Europei, dincolo, prin state, prin Germania, așa, e un domeniu prin care curge jumătate din e-commerce. Și atunci o să explic un pic cam ce înseamnă fulfillment, cum merge, cum funcționează și care este modelul pe care noi l-am găsit pentru fulfillment și de ce. Pentru că modelul pe care noi am mers pe fulfillment e unul diferit de clasicul fulfillment. Bun. Fulfillment presupune în principiu că tu ca magazin online nu ții marfa la tine, ceea ce înseamnă implicit că nu vei face tu pick and pack, numim noi asta, adică nu vei face tu ambalarea produselor, înseamnă că nu vei face tu printarea facturilor, dacă factura cumva ajunge în colet, înseamnă că nu vei emite tu AVP-ul pentru curier și automat nu-l vei lipi tu pe cutie, înseamnă că returul nu va mai ajunge la tine, ci va ajunge la centrul logistic și mai mult înseamnă în principiu că marfa de la furnizorul tău vine direct la fulfiller, direct la centrul logistic. Adică, pe scurt, tu operezi un magazin online, dar, oricât de ciudat pare să sune, nu îți vezi marfa, probabil, niciodată. Nu vezi. Majoritatea clienților pe care îi avem, într-adevăr, probabil au venit odată sau de două ori la depozit, dar probabil ca să vadă returile defecte sau ca să inspecteze anumite lucruri, dar majoritatea sunt clienți care n-au călcat în viața lor, în depozitul în care le stă marfa. Și a venit, de unde a venit ea, din Europa sau din China sau din România, de unde a venit, și a ajuns direct la depozit și își văd marfa într-un simplu dashboard. Asta înseamnă ceea ce înseamnă warehousing, adică există o hală în care stă marfa asta. De ce face lumea asta de obicei? Păi simplu, pentru că, așa cum vedeți la toate conferințele de e-commerce, în principiu, când se vorbește de e-commerce, nimeni prea vrea să vorbească de logistica de e-commerce pentru că e nașpa. Adică e partea chiar cea mai nasoală din tot e-commerce-ul. Chestia aia că după aia, ok, la comandă, ai luat clientul, ai trecut peste cost of acquisition de client, ai trecut peste rată de conversie, ți-a intrat comanda și, na, ce vrei să faci? Te duci acolo în hală și iei produsul ăla care era acolo, dar parcă nu mai e acolo, că e dincolo și nu mai găsești și mai ieși și îl pachetezi și se întâmplă toate lumele astea. Deci nu vrei să faci asta. Și ăsta e motivul pentru care genul ăsta de servicii au început să ia amploare foarte mare în lume. Și atunci, primul element e hală, e spațiu. Spațiu în care stă hală. După care vine
comanda. Adică, odată ce marfa nu mai este la tine, înseamnă că și comanda ta trebuie să ajungă acolo la har. Și aici deja intervine partea de tehnologie în fulfillment. Pentru că fulfillerul trebuie să știe să tragă comanda. Și asta înseamnă integrări. Da? Ca să poți să comanda din magazin online, să ajungă automat, sau din marketplace, sau de unde o fi, să ajungă automat în centrul de picking. Da? Dar nu numai atât. Integrare înseamnă să recunoști și produsele. Unul din lucruri, pentru că noi de obicei, oamenii noștri când se numesc clienți, evident, ca orice companie, încercăm să facem lucrurile, se pare foarte, foarte simple. Nu? Că așa vinzi ușor. Și atunci pare click and go, țac, țac, țac și gata. Dar după aia se întâmplă lucruri de genul, marfa ajunge la noi și are niște coduri pe ea. Adică imaginați-vă că în hală cineva scanează când face picking, că poate în regim propriu știi că rochia beș M e aia. Dar noi nu știm că rochia beș M e aia și poate pune mâna pe rochia crem S. Da? Și nu vrea. Și atunci totul se lucrează cu coduri, cu scanări. Da? Și aici vin niște elemente, niște detalii importante. De exemplu, codul produsului din Gomag trebuie să puște cu codul de pe produs, ca să nu este greșeală. Și dacă cumva ești listat și Nemag, atunci și codul de acolo trebuie să corespundă cu codul de dincolo, să corespundă cu codul. Deci sunt niște detalii de genul ăsta, care fac ca lucrurile să devină în realitate totuși un pic mai complicate decât le prezentăm noi așa când ne întâlnim la o cafea. Da? Astea sunt cumva din provocări. După care vine distracția, order processing. Aici e, da, asta e ce facem noi, adică intră comanda, comanda ajunge direct în hală, acolo se face scanning direct, se merge la raft, se face scanning, se face picking și se pregătește coletul care este perfect în numele magazinului online. Când zic în numele magazinului online, spun că clientul final, adică cel care a pus comanda în magazinul tău online, nici nu știe că există acest intermediar, nu știe că există un fulfiller la mijloc. Da? Pentru că coletul e din magazinul tău online, pe AVP apare magazinul tău online, pe factură apare magazinul tău online, toate lucrurile astea se întâmplă. Și atunci ce înseamnă că facem astea în numele magazinului online? Înseamnă că toate documentele astea și tot noi le emitem în numele magazinului online. Factura se face automat, AVP-ul se face automat, etichetări de orice fel, se pune coletul și a plecat prin curier. Așa. Iar sellerul, numesc aici seller pentru că poate să fie un seller simplu, nu neapărat magazin online, dar care se vândă prin diverse canale online. Sellerul în sine își urmărește în dashboard toată distracția asta. Adică te uiți acolo, vezi ce stoc mai ai, nu mai am produsul ăla, vreau să-l metesc cu stoc, câte comenzi au intrat, câte au intrat în eroare de stoc, de exemplu, câte se returned, câte se nu știu, au rămas agățate pe undeva, da? Deci orice lucruri de genul ăsta. Și cam asta e ce înseamnă fulfillment, nu fulfillment frisbo, asta e ce înseamnă fulfillment în general în lume. Ei, până aici, cum zic, o bună perioadă de timp am făcut doar asta, adică am zis, na, asta e, avem o hală și începem să facem distracția asta, într-o hală poți să faci în principiu 20 de magazine online. Și ce ne-am dat seama este că există o provocare foarte, foarte mare în industria asta, nu în România, în lume. Și provocarea este că e foarte greu să scalezi fulfillmentul, pentru că trebuie să construiești hale, halele cer investiții foarte mari și tu, în principiu, ești blocat în hala aia. Tu, dacă vrei să pui mâine marfă în Constanța, trebuie să faci o vană în Constanța sau să închiriezi. Dacă vrei să pui în Germania, trebuie să-ți faci una acolo. Și ăsta e și motivul pentru care nu prea auzim de fulfiller care să fie extinși în toată lumea. Dar nu avem mai. Adică avem platforme de e-commerce, platforme de marketing, software as a service, orice, dar de care știi că există dintr-un capăt al lumii până în celălalt capăt. Dar fulfillerul nu se întâmplă asta. Exact în motivul ăsta. Și atunci noi am pariat pe un alt model, tocmai în ideea să reușim să creăm o rețea de hale. Am să ziceți, dar de ce trebuie rețea de hale? Ești absurd, mulțumesc, bună. Motivul e următor. Dacă poți crea o rețea de hale, înseamnă că poți oferi sellerului niște lucruri. De exemplu, îți vine marfa din China, poate că vrei hala mai aproape de Constanța.
vrei să livrezi în două țări, România și Bulgaria, poate că vrei să ții hala în Giurgiu. Vrei cumva să vinzi în și Polonia, și în Ungaria, și în România, poate că vrei să-ți faci split de stoc între București și Bratislava. Vrei să faci intra, asta e, acum ce zic, e, ce visez. Vrei să faci intra-day delivery în 10 orașe? Poate că atunci trebuie să-ți pui marfa în 10 hale simultan în 10 orașe. Da? Intra-day delivery poate fi relevant pentru unele industrie. Am auzit mai devreme băuturi alcoolice. Pentru băuturi alcoolice e relevant. Adică să poți să dai intra-day delivery. Pentru piese auto e relevant să poți să dai intra-day delivery. Sunt unele industrie în care intra-day delivery cheie dincolo de fashion și ce suntem obișnuiți că se vinde online. Da? Deci cumva asta e miza. Și atunci noi am zis, hai să facem altceva. Hai să facem un model tip Uber, dacă puteți. Un share revenue model, shared economy și să folosim hale existente, capacități de hale, astfel încât să construim o rețea. Și așa am și făcut. Am găsit hale partenere cu care să lucrăm, care au capacitate, care pot să facă picking, care pot să facă warehousing, și pe care să le integrăm în acest sistem. Pentru că sistemul e de fapt o platformă integrată. Valoarea lui numai că ai hala și că poți să faci picking. Adică tu trebuie să poți să tragi comandă, trebuie să faci factura, trebuie să poți să faci ATP-urile, trebuie să faci toate lucrurile astea. Da? Și la fel să integrezi după aia curierii. Chiar și la curieri, ideal îți poți integra mai mulți curieri. Să poți să faci arbitraj cu mai mulți curieri. De la un colet la altul, practic softul să decide care curier va ridica ce colet și așa mai departe. Și atunci, focusul poate să fie în a da valoare în alte părți. Și modelul ăsta, practic, ne-a permis să dezvoltăm o rețea la modul ăsta. La ora asta sunt 12 hale, 12 locații în care noi putem pune marfă și Bratislava ăla aș putea deja să-l pun cu verde, că, practic, e acolo deja. Da? Și în momentul ăsta deja avem primii clienți cu care mergem de mânuță la Bratislava pentru că vor să vândă în Eman Polonia, vor să vândă în Eman Ungaria, vor să vândă în Germania, vor să poată lista în alte marketplace-uri sau să-și traducă site-ul din România și să poată să vândă în afara țării. Da? Și ăsta e, de fapt, avantajul de rețea pe care am încercat să-l creăm. Deci, practic, ăsta e modelul, cumva, pe care noi l-am propus regiunii ca să putem să facem fulfillment-ul ceva scalabil, da? Ceva care poate să crească. Un alt lucru care ne-am dat seama că face ca fulfillment-ul să fie o problemă să nu fie scalabil este că, în general, în logistică, adică cei care ați externalizat, dacă ați mers să externalizați spre logisticieni mai clasici, știți asta, te duci și ai preț pentru orice. Deci e destul de greu să-ți dai seama cât o să te costă. Adică sunt foarte multe linii de price. Descărcat, recepție, etichetat, dus până la raft, urcat cu urca paletul, desfăcut palet, desfăcut cutie, pus picking, packing, listat de AVP, listat de factură, pus scotch, așa, toate astea, luat jos pachetul, dus până la curier, dat la curier, întors de la curier și așa mai departe, toate nebunile astea. Și atunci e destul de greu să-ți dai seama. Și ne-am lăsat destul de repede că e foarte greu să facem chestia asta. Și atunci am încercat să facem o chestie să, ceea ce numesc eu, să comoditizăm fulfillment-ul, adică să fie super simplu, ca pricing și ca tot. Și cu riscul că ne luăm niște țepe pe care ni le-am luat, din păcate le-am și transferat către partenerii noștri hale, e cineva aici în sală care știe despre ce vorbesc, așa, e că am făcut un pricing foarte simplu, unic și, dar în timp i-am găsit limitele, că bă, hai să mai limităm la kilograme, hai să mai limităm la aia, că ne-a trezit că putem dulapuri întregi sau tiruri cu un euro. Și atunci am făcut un pricing unic, apropo de negociere și tot, și ne-am mai asumat ceva, ne-am și pus pricing-ul sus și am zis, ăsta e, fraților, nu negociem, nu nimic, cine le ai bine, cine nu, nu. Ceea ce e tough, de multe ori, dar asta face lucrurile foarte simple. Pentru că astăzi, și nu vorbim de azi în România, astăzi, în general, în Europa, în America lucrurile arată deja mai bine, dacă tu ești magazin online, foarte, foarte greu să accesezi un serviciu de fulfillment la modul click, cărți, părți, ți-ai pus, ți-ai legat magazinul, ai trimis marfa, ai băgat cardul și ai dat drumul să meargă. Și aia e ce vrem să obținem. Și de aia am zis, that's it, doar 3 poziții de preț. Și așa rămâne. Am luat multe
țepe cu pricing-ul ăsta, dar cumva l-am mai reglat în parcurs și într-un final, știm că se va așeza unde trebuie, dar e foarte important ca lumea să, ca lucrurile să fie previzibile. Și ca magazine online să-și dea seama cum costul lor indirect de azi, care înseamnă chirie, oameni, greșeli, atenție, că practic când externalizezi la un fulfiller, toate greșelile de picking sau furt din hală sau orice se transferă la el, deci practic ai greșeli zero, costuri de greșeli zero. Dacă cumva s-a referat la altă adresă, pe costul fulfillerului se întoarce să retrimite, da? Toate astea se transformă în costuri directe, adică X per comandă. Am 10 comenzi, mă costă 10 euro, am 5 e 5, am 1000 e 1000, e atât de simplu și atunci se poate să o cotim. Și cam ăsta e modelul. Ăsta e, dacă vreți, pariul Frisbo și ăsta sunt eu. Deci puteți să-mi scrieți cu încredere, mai ales că nu-ți pot sta până la final, că trebuie să fug să ajung la workshop. Deci dacă nu mă prindeți, folosiți asta. Da. Și acum îți deschis pentru întrebări. Am văzut, Cosmin, că nu mă lungesc mult, că știu că toți aveți tendința asta. Da. Cam cât timp previzionați să puteți livra în aceeași zi când se face o comandă? În aceea zi în care se face o comandă, în general pleacă din hala noastră. Curierul nu livrează în aceea zi. Dacă vorbim de o livrare totul depinde de curier. Dacă curierul, să zici, hai să luăm așa, dacă vorbim de București și marfa într-o hală în București și curierul are serviciu de intraday delivery, pleacă azi ajunge azi. Nu am înțeles că tu nu ești curier. A. Okay. Ce zice Liviu, că poate trebuie să menționez că partea de curiera nu sunt eu. Curierul e curier. Curierii sunt FAN, Cargos, DPD, Same Day și așa mai departe. Serviciul meu începe de când ajunge marfa la noi la hală și până când se pune în mâna curierului. Aia, comanda care intră astăzi, în principiu astăzi se pune în mâna curierului. Dacă curierul are serviciu de intraday delivery, adică azi pentru azi, ceea ce poate să facă doar local, la nivel de din București în București, din Brașov în Brașov, în Cluj, atunci se întâmplă azi. Dacă nu, înseamnă că se întâmplă mâine. Am răspuns? Deci depinde de curier. Depinde foarte mult de curier. Da. 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 Da, în principiu pentru comenzi simple. Comenzile pot fi și poate exista și comandă de 1000 de obiecte. Aia nu e ceva ce se întâmplă imediat. Da? Dar dacă vorbim de comenzi simple, da. În principiu, dacă intră până în 4, înseamnă că pleacă astăzi. Deci, în ziua respectivă, părăsește. Nu, dar dacă e un serviciu de intraday delivery de curier, atunci dacă e o comandă de dimineață, aia poate ajunge până seara. Dacă e una după masă, evident că nu va mai. Da. Deci asta foarte mult, cum să zic, hai să o luăm așa. Din momentul în care vă intră comanda în magazin și până ajunge în mâna clientului final, de fapt, sunt două servicii cumulate. E fulfillerul și curierul. Da, în principiu și curierii au niște rute, dar evident că privesc preferențial fulfillerul versus... Ridică la final de zi, dar în principiu ce intră până aproape de venirea curierului și pleacă. Doar chiar capătul de zi poate să treacă în ziua următoare. Să mai dau o dată pricing-ul, ok. Se găsește și pe site acolo, deci atât de transparent. Aici e prima mână și pe aia vine acolo. Da. Dacă o găsim cu produse de termen de expirare, se pot... Dacă se pot ține termenele de expirare, stop. Cum putem să... Dacă nu e ceva care expiră într-un an, în jumătate, trebuie să da. Ce se întâmplă e că avem produse cu termen de expirare, pentru că avem și hală care, de exemplu, e specific pe alimentar. Când ai rețea de hală, în principiu poți să ai pentru și pentru petarde. N-a fost cazul. Se poate ține, stocul se ține și cu termenul de expirare. Și atunci se vede când e în expirare. Ideea e că noi ce oferim diferite gestiuni. Că tu trebuie să ai gestiuni nu numai pentru expirare, trebuie să ai gestiuni pentru retururi, de exemplu. Orice retur vine, nu îl băgăm automat în stocul normal, îl punem într-un stoc de retururi. La fel e cu expiratele. Trec în expirate, se mută într-un stoc de expirate. Deci se poate gestiona expiratele. Nu e distractiv deloc, dar se poate. Verifică cineva și se uită că mie nu vine de la furnizor
A, să citim noi data de expirare? Nu facem asta momentan pentru nimeni. De obicei ne vin, am informația în momentul în care se introduce informația și tot îmi vine cu termen de expirare. Adică pe lotul. Știm că lotul ăla are termenul ăla. Nu-l citim noi. Da. Ce puțin azi. Da. Le iau în ordine. Da. La retururi ideea așa. Dacă returul vine pe un flow normal, ăla ideal, în care el sună magazinul online și voi organizați returul, e simplu, pentru că voi ne anunțați pe noi, adică intrați în platformă, ziceți comanda asta va fi retur, e ok. Deci aici nu avem o problemă. Vine returul, facem o inspecție simplă la retururi, adică dacă am, ăsta nu numesc returul, numesc return to sender. Dacă am return to sender, adică s-a întors fără ca cineva să deschidă, anunțăm, intră în stocul normal. Dacă e retur, în stoc de retur. Nu facem evaluări de genul, mai are folie, telefonul sau baterie sau lucruri de genul ăsta. În schimb, există o categorie de retururi care sunt problematice în fulfillment. Categoria a comandat Mărioara telefonul și ai trimis cu Cargus la Mărioara și s-a întors de la Ion, soțul Mărioara, prin fan, fără să vă anunțe pe voi. Și atunci noi primim la hală un colet, care nu știm ce e. Și atunci, în cazul ăsta, anunțăm clientul și este deja datoria clientului să inspecteze, zicem ce e coletul, e codul X, și datoria lui să inspecteze dacă Ion e soțul lui Mărioara sau e soțul lui Daniel. A, se poate face, da. Eu aș prefera, dar de obicei nu prefer. Da, se poate face. Da. Da, aia e ideal, pentru că în integrare se poate face ca ăla să vină, depinde de integrare, ce integrare avem, vine așa, dacă nu există integrare, atunci voi puteți voi să bifați în platformă că este un retur și aveți posibilitatea să ne anunțați. Deci aici avem. Păi aia e relația voastră cu clientul vostru, eu nu am, eu sunt doar logistician, adică eu doar... Da, ai confirmare că, uite, s-a întors și atunci... Da. E o chestie de statusuri. Da. Ce înseamnă rece? Nu avem hală care cu frig. Ambiental. Nu avem hală care să țină 26 grade. Momentan nu avem nicio hală în care să poți să țin 26 grade. Deci avem pentru alimentar doar ambiental. Macaroane, pâine, ciocolată. Bere. Ok. Da. Da. Este, de-aia am zis, modelul Uber este similar Uber. Contractul este cu Frisbo și se face un share revenue cu HANA. Da. Da. Deci, ce înseamnă firma de sistem dropshipping? Ești dropshipperul pentru cineva sau marfa ta vine din dropship de la furnizor? Marfa mea vine prin dropshipping. În cazul ăla, de obicei, și tu nu ai nevoie reală de fulfillment, că ție de la furnizorul tău, îți pleacă direct la clientul tău. Fulfillerul tău e furnizorul, ca să zic așa. Păi, mai avem situații în care e așa. Tu nu lucrezi cu stoc, îți vine de la 3 furnizori și atunci la noi intră marfa și tu o să sparge, să plece mai departe. Asta putem face, ca să treacă pe la noi. Dar sensul ca marfa să treacă pe la noi este că trebuie să-ți dau o valoare adăugată, adică dacă doar treci pe la mine ca să pleacă mai departe, să pleci mai departe, n-am făcut nimic. Dacă trece și sparg și ți le are aceste colete, atunci da, e valoare, are sens. Dar dacă e un dropship direct, adică furnizorul tău trimite la clientul tău, nu mai are de ce să trimită pe la mine. Da. Factura emisă de dumneavoastră e corelată cu factura smart? Cu care factura este corelată? Smart, e corelată. Smart, bine.
Este corelat cu factura emisă de smart bill. Ah, de smart bill. Ok. Noi cum facem în felul următor. De obicei, pentru marfa care pleacă de la noi din fulfillment, clientul ne dă o serie de factură separată. Seria aia de factură noi o folosim doar noi, ca să nu avem probleme de numere consecutive și sellerul, la final de zi, săptămână, lună, cum vrea, exportă toate facturile în ce ERP dorește să folosească, de la smart bill până la orice. Poate să fie și SACA, poate să fie SIA, poate să fie whatever. Export un CSV, l-a importat în ERP, în programul de contabilitate, și totul se întâmplă acolo. Deci noi, de fapt, ținem gestiuni paralele. Eu ce fac sunt doar niște simple documente, ele devin facturi la voi doar când ați făcut importul. Până atunci, e o hârtie. Adică, n-are valoare. Exact. Când dați o serie BRC, pe aia încep să fac, la final de zi ați exportat 20 de facturi și le importați în ce folosiți. Și devine contabilitate. Da. 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 Sunt mai... Da. Două palete. Oricât am încercat să... Nu impunem o valoare minimă de contract. Astăzi trebuie să impunem, deci noi suntem undeva la 150 de euro valoarea minimă de contract, pentru că, indiferent cât de multe sau puține comenzi, sunt hassle-uri destul de mare, pentru că vine marfă, vine la hală, trebuie făcute recepții, există customer care, toate lucrurile astea. Am descoperit că undeva sub ăsta suntem sigur pe minus, oricum am luat-o. Mai ales în condițiile în care pricing-ul e o chestie unică care merge la toată lumea. În viitor, când lucrurile o să devină mai self-onboarding, adică se poate pune, intri online, ți-ai ales hala, ți-ai pus cardul și lucrurile funcționează, atunci putem să mai renunțăm la barierele astea, că nu mai am interacțiunea umană, care aia e foarte costisitoare în relația cu clientul. Dar până atunci avem o... Ce anume? Bine, de obicei nu depozitarea în sine e scumpă, adică nu acolo e valoarea contractului, de obicei e numărul de comenzi care se întâmplă, care se plimbă în fulfillment. Adică acolo e de obicei, pentru că valoarea oricum e destul de mică pe paletă, adică nu acolo se adună banii. La număr de comenzi pe zi, ceva. Da, am încercat să sucotez. Comenzi pe zi sau ceva. Da, am încercat să sucotez. Deci la... Hai să o luăm așa, la... Sau pe lună. Da, la 100, dacă povestim concret. Deci la 150 de euro înseamnă câteva comenzi pe zi, pentru că mai e și depozitarea acolo. Deci lumea, 2 până în 5 comenzi pe zi și deja se ajunge la suma aia. Și dacă nu se ajunge la suma aia, cumva e un praf pe care noi l-am constat. Adică la banii aia, nu poți să ai nici măcar un om care să-ți facă picnic sau un spațiu, un chirie sau ceva. Deci e sub orice salariu, orice. Adică sub suma aia înseamnă că chiar ești tu personal cel care gestionezi din propriul spațiu, de acasă sau de undeva în magazinul ăla. Deci cumva acolo l-am pus, am încercat să-l ținem cât de jos posibil. Da. Păi eu nu sunt program de contabilitate, pentru că eu țin o gestiune, adică vedeți la mine stoc și tot, dar voi, în propria contabilitate, țineți gestiunea aia. O aveți. Da, ele sunt identice. Sau trebuie să fie. Deci ce-i scriptic la... hai să o luăm așa. Ce-i scriptic în smart bill la voi, este scriptic și la mine în dashboard. Ce se scade la mine pe bază de factură, se scade și acolo când ai importat factura. Dacă apar diferențe, înseamnă că e o problemă undeva, ceva nu s-a înregistrat. Deci e cheie de verificare. Sunt două gestiuni distincte. Gestiunea mea e doar de informare, nu are valoare contabilă. Ce are valoare contabilă e doar ce aveți voi în propriul sistem. Gestiunea trebuie trecută cu adresă la voi. În ce sens cu adresă la noi? A, da, dar avem un contract între noi, adică e un contract ca și cum ați avea, să zicem, în chirie la mine spațiu și țineți acolo. Deci, pe baza contractului dintre noi, voi justificați unde este marca. Da. Ce înseamnă? De exemplu, să spunem vizentive. Înseamnă 80 de centimetri plus 120 plus... ideea e că... În ce sens categoria? Nu contează. La noi depozitarea are două componente de preț. E
volumul, paletul, care oricum îl facem volumetric, adică noi nu stăm să numărăm paleți. Noi introducem atributele... Nici nu contează. Nu contează cum le ținem. Poate le țin răsfirat, poate le țin pe înălțime, nu contează. Paletul e doar un concept volumetric. Introducem volumul fiecărui obiect și sistemul calculează câți metri cub sunt. Și așa se calculează, de fapt, câți paleți sunt în hală. Și există o componentă de cod, cod unic de produs, SKU. Exact. Care era așa la acolo, era la 20 de cenți pe lună pe cod. Adică dacă sunt lentile de contact, hai să o luăm așa, mai contează mai puțin că e un palet de lentile de contact, dar contează că probabil sunt 500 de coduri sau 200, nu știu câte tipuri. Hai să mai învăț. Scuze. Scuze, dacă se poate să continui și în pauză, pentru că e o discuție oarecum unul la unul. Câte lume mai e pe film? Ok, da. Eu mă supun regulilor, să știi. Adică să finalizăm ceea ce începem. Ok. Aici mai era o întrebare. Da, ultimul, da. Tot serviciul ăsta presupune că am arba să fie interpozitele pe care aveți contact. Dacă voi aveți smartphone în alte poziții, se numește că nu aveți la noi. Da, și asta fi. Da, și atunci e destul de... Adică nu pot lucra pe smartphone clientul meu. Poate că n-am... Adică de ce să ofer așa? Mă gândeam că aveți posibilitatea să lucrați cu orice alt depozit. Integrarea unui depozit partener nu e o chestie distractivă. Adică ne integrăm cu VMS-ul. Deci noi... Adică nu intru pe ușă și zic salut, am venit să-ți operez depozitul. Deci presupune că marfa să fie depozitul care aveți. Exact, depozitele agreate, rețeaua noastră, da, exact. Și prețul dat mai devreme include și storage-ul sau doar marfa? Păi nu, da, aici. Păi da, storage-ul e storage, manipulare, manipulare. Dacă marfa doar stă, plătești doar storage. Dacă mișcă, de obicei storage-ul nu mai contează dacă mișcă marfa. Da. Ok, mulțumim mult.